Bună seara, stimați telespectatori, sunt Mihai Sălceanu și ne aflăm la o nouă emisiune de dezbatere pe teme de alegeri parlamentare. În această seară am invitat candidați și susținători ai candidaților la alegerile parlamentare. Așadar, este vorba despre domnul Valer Beșeni, secretar de stat în Ministerul Mediului, susținător al candidaților PNL. Bine ați venit! Bine v-am găsit, bună seara, mulțumesc pentru invitație! Doamna Diana Creț, consilier local al municipiului Satu Mare, candidat USR la Senat. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și domnul Ciprian Crăciun, consilier municipal Satu Mare, susținător al candidaților PSD. Bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Ca de obicei, voi prezenta câteva titluri din presa locală și națională. După cum ați putut vedea, informația zilei tratează pe larg situația reciclării din județul Satu Mare și e destul de bună. Comparativ cu anul trecut, de pildă, la groapa ecologică de la Dob au venit mai puțin cu 500-600 de tone. Rezultatul de aici rezultă, spune domnul Claudiu Ardelean, managerul depozitului de la Doba, că de fapt sătmărenii din județul Satu Mare reciclează între 500 și 600 tone de flacoane, doze sau sticle. E un lucru bun. O să ne spună poate domnul secretar din Ministerul Mediului dacă e o afacere bună, dacă sătmărenii putem spune că sunt pe primele locuri în țară la această reciclare. Meciurile echipelor sătmărene din Liga 3, prezentate în pagina de sport, pe economic, creșterea salariului minim ar putea duce la unele falimente, spun întreprinzătorii, e adevărat. Sătmărenii au fost receptivi la campania de testare a glicemiei, a fost la molul de pe Careiului, s-au prezentat aproape 400 de sătmăreni care au dorit să afle greutatea, glicemia și alte date despre sănătatea lor. Da, informația zilei are un supliment, informația de duminică. Materialul central este despre uzina Unio, care a fost înființată în anul 1921 cu un capital de 20 de milioane de lei. Printre inițiatori și acționari a fost primarul Augustin Ferențiu și Octavian Pop, fratele pictorului Aurel Pop. Un articol din 1932, neobișnuit și ușor polemic despre țara Oașului, îl puteți citi în pagina 2. Patru lucruri simple pe care le poți face pentru a te relaxa acasă, niște indicații pe pagina 7. Adevărul de weekend, materialul central, Ionesco, absurdul din diaspora înainte de 89, condamnat în România, sărac în Franța. Plecat în Franța împreună cu familia în timpul celui de-al doilea război mondial, Eugen Ionesco a fost salahor într-o fabrică de vopseluri, era atât de sărac încât mergea la piață cu speranța că va găsi ceva pe jos. În România, guvernul stalinist îl condamna la închisoare din cauza unui pamflet. Din 1950, însă, odată cu succesul montării piesei sale Cântăreața Cheală, destinul lui Ionesco avea să se schimbe total și să devină unul dintre cei mai apreciați dramaturgi ai secolului 20. Economia pe urmele aurului românesc, UE intră în disputa tezaurului furat de ruși. Și economie, 1 milion de pensionari încasează luna sub 1000 de lei. Cine sunt adevărații beneficiari ai recalculării? Acestea și alte titluri le puteți citi în ziare, ziare care încă le puteți găsi la chioșcuri. Așadar, presa locală este o presă care își asumă materialele publicate. Domnilor, să ne întoarcem puțin la politică. Doamna Diana Creț, pentru că sunteți singura doamnă de aici, dar pe dumneavoastră să vă rog să vă prezentați în câteva cuvinte și, bineînțeles, de ce candidați. Iar pe domnii susținători, câteva cuvinte despre candidații la parlamentare. Vă rog. Mă numesc Diana Creț, am 39 de ani, sunt mama doi copii, sunt antreprenor, sunt economist, consilier local al municipiului Satu Mare, cum ați menționat, și candidez pentru funcția de senator din partea USR Satu Mare. Consider că partidul nostru are soluțiile corecte pentru țara asta în momentul de față. Da. Domnule Beșeni. Da, dacă tot mi-ați aruncat mingea la fileu, aș vrea să vorbesc un pic despre sistemul garanției returnare, care este un program de succes al Ministerului Mediului și cred că fiecare dintre noi am putut vedea acest lucru. Vreau să vă spun că peste 2,3 miliarde de peturi au fost strânse de când s-a lansat această campanie până la data de astăzi, care este un lucru benefic atât pentru comercianți cât și pentru populație, pentru că cu toții, cred că în călătorile noastre pe care le-am avut atât prin județ sau și prin țară, am putut vedea multe peturi aruncate pe marginea drumurilor. Sigur.
în, chiar în ape sau acolo unde nu, ele, nu este locul acestora. Și iată că prin acest sistem de garanție returnare care ministrul liberal Mircea Fechet împreună cu echipa și l-a asumat, pentru că au fost și alți miniștri înainte care au tărăgănat acest lucru, însă iată că s-a reușit și este al doilea ca mărime din Europa. După Germania, România are cel mai mare astfel de sistem de garanție returnare. S-a făcut o statistică pe județe, ca asta vă se face o statistică, că... să vă dați seama că această statistică reflectă și dimensiunea județelor, pentru că în județele mari e clar că gradul de colectare este mai mare. Așadar, Satu Mare este undeva mai spre capăt, însă să știți că sătmărenii colectează. Eu de câte ori trec prin fața supermarketilor sau merg la cumpărături, pot să văd cum sătmărenii stau chiar la coadă pentru a recicla, iar acest lucru, pe lângă că ajută natura, iată că contribuie și la economia circulară și la tot ce înseamnă, până la urmă, economia României. Și pot să vă spun despre acest sistem, pentru că este o companie privată în care și Ministerul și Guvernul României este acționar, a creat și peste 800 de locuri de muncă. Deci iată că este un competitor activ la tot ce înseamnă economia României și tot ceea ce ne dorim prin Ministerul Mediului și politicile pe care le facem la acest minister. Da, câteva cuvinte, despre candidați. Da? Cred că toți sătmărenii au aflat care este echipa cu care Partidul Național Liberal a venit în fața sătmărenilor, atât la Camera Deputaților cât și la Senat. În frunte avem pe domnul deputat și președinte al Partidului Național Liberal, Adrian Cosma, care este de departe cel mai activ parlamentar din Satu Mare și asta poate să valideze și colegii mei de platou prin interpelările pe care le-au făcut, prin luările de cuvânt și totodată prin tot ce a făcut pentru județul Satu Mare și face în continuare, adică până la urmă fiecare sătmărean trebuie să vadă tranșant și să-și pună el întrebarea, uite, a făcut acel politician care și-a asumat în 2020 că va face anumite lucruri pentru județul Satu Mare sau nu? Eu cred că răspunsul mulți îl au. Iar la Senat, cel care deschide lista este domnul Romeo Popt. Romeo Popt până mai ieri a fost subprefectul județului Satu Mare și el este de profesie medic veterinar, a lucrat toată viața în mediul privat și cred că poate aduce un plus de valoare în Parlamentul României și mai ales că este expert și se axează mult pe partea asta de medică, de medicină, de agricultură și poate veni să facă acele legi care sunt necesare pentru agricultura românească, ne mai vorbim despre cea din Satu Mare care are atât de mare nevoie, pentru că poate ați urmărit, ieri a fost o conferință de presă la sediul partidului, unde acesta a prezentat câteva dintre obiectivele și viziunile pe care dânsul le are. Bineînțeles, pe locul 2 la Camera Deputaților îl avem pe colegul nostru, lector universitar Ciprian Costea, care este un economist cunoscut la nivel național, pentru că el face parte din bordul mai multor firme private și este un economist care are un cuvânt de spus, fiind și în Consiliul de Administrare și în al Fondului de Contragarantare. A fost la Fondul de Garantare, dar acum este la Contragarantare. Deci, iată că expertiza lui și domeniul economic este unul care sunt ferm convins că poate aduce pentru sătmăreni acea plus valoare de care are nevoie, pentru că l-ați avut de multe ori invitat aici în emisiune și chiar este un om care are viziune, a lucrat cu multe firme multinaționale în tot ce înseamnă partea aceasta de business, de antreprenoriat și cred că pe partea economică din toți candidații care sunt la momentul de față și aici mă refer doar la județul Satu Mare, este de departe cel mai competent și cel mai capabil să facă ceva pentru județul Satu Mare, pentru că după cum bine știți, fiecare parlamentar, atunci când este ales, în următoare perioadă, face parte dintr-o comisie. Și sunt ferm convins că în Comisia Economică sau de Buget Finanțe ar putea face foarte bine să-și facă treaba acolo și să îi reprezinte pe sătmăreni. Urmează pe listă doamna Anișoara Boitor, care este inspector general și care și-a pus amprenta pe tot ce înseamnă învățământul din județul Satu Mare și cred că
a făcut-o foarte bine. Este o doamnă care, iată, vine din învățământ și ne va reprezenta și va duce toate cunoștințele dânsei în Parlamentul României, pentru că doi piloni importanți pe care România și Partidul Național și-a asumat este vorba despre educație și despre sănătate. Bineînțeles, și infrastructura și toate celelalte sunt importante, însă știm cu toții că cele mai bune investiții pe care putem să le facem sunt acelea în sănătate și în educație. Da, că sunt la același nivel. Domnule, stați că mai avem da, candidați. Știu, dar continuăm cu prezentarea bine. Candidaților, pentru că ați povestit deja foarte multe și, sigur, și despre sistemul de reciclare, despre care oricum vreau să discutăm și în cadrul emisiunii. Domnul Crăciun. Da, desigur, domnul BSD probabil voia să se nominalizeze pe toți membrii da. Partidului și este un lucru bun. Da, desigur, și candidați, oricum, și Partidul Social Democrat are o listă cu oameni de experiență, expertiză în domeniul învățământului, sănătății, avem medici, avem economiști, avem juriști, avem ingineri. Primul care deschide lista la Camera Deputaților este Mircea Govor, care are o experiență și o expertiză în administrație publică foarte mare. Este vicepreședintele Consiliului Județean. Îl urmează apoi un tânăr economist de mare succes. Mă refer la business-ul pe care îl conduce el. Este vorba despre Adrian Micle, care a fost consilier municipal 2 mandate, a fost cel mai tânăr consilier municipal la acel moment dat când a depus jurământul prima dată. Evident, la Senat avem pe doamna Aurelia Fedorca, de asemenea cu experiență și o expertiză foarte mare. Doamna Fedorca este primarul orașului Negrești. Se vede pe Negrești, pe orașul Negrești, câte investiții s-au făcut în ultimii ani. De aici se vede și experiența și expertiza dânsei în actul administrativ. Sunt doar 3 nume pe care le-am menționat, fără a întinde coarda și să menționez și pe ceilalți, dar sunt oameni care au dovedit capacitatea lor politică și administrativă, chiar și din mediul privat, referindu-mă la Adrian Micle, și tot acestea au dus spre reușită. Ne bazăm pe ei, ne bucurăm că reprezintă Partidul Social Democrat la aceste alegeri și sunt sigur că vom face o figură frumoasă și vom scoate număr de voturi suficiente astfel încât să avem un număr cât mai mare de parlamentari. S-a stabilit cumva cât voturi are nevoie un parlamentar, un deputat, un senator? Este în funcție de numărul prezenței la vot, de voturi validate. Da, și acele voturi se împar la 5 deputați și e nevoie 3 de 20%. Doi senatori. Deci dacă prezența este mai mare, nu se mai intre cu 17, mici cu 20, da? Un mandat de deputat, dau un exemplu. Deci astăzi, mandatul de deputat așa era 15-20 de mii. În funcție de prezență la vot. Că nu e tot un an să se prezinte, că județul Satul Mare are același număr de parlamentari. Da, dar în general se prezintă 51%. Cam așa. Pe la jumătate. Deci prezența la vot e 50%. Da. Cea mai mare prezență a fost la prezidențiale, da, la turul 2. Cred că la prezidențiale la turul 2 a fost cea mai mare prezență. Probabil și acum. În 2020 prezența la parlamentare a fost mică, a fost în jur de 38%. A fost mică pentru că a fost și pandemia. COVID atunci. Da. Dar în general oamenii sunt mai puțin. Dar e clar că la alegerile parlamentare prezența e mai scăzută decât la alegerile locale atunci când aici în județul nostru primarul e direct interesat să scoată lumea la vot, însă trebuie să recunoaștem și cred că cu toții suntem de acord că și alegerile parlamentare sunt foarte importante pentru că Parlamentul, Guvernul este cel care dă direcția de dezvoltare a României. Și atunci și fiecare primar, fiecare ales local are nevoie de Guvern. Da. Doamna Crez, vrea să răspundeți domnului Beșeni în legătură cu cel mai activ parlamentar, da? Da, domnul Beșeni probabil știe fiind secretar de stat că activitatea se numără nu numai numărul de declarații politice depuse sau numărul de cuvinte de luat de cuvânt din plen, ci și din proiectele de lege depuse. Și Radu Panait, deputatul SR, s-a asigurat că nevoile celor mulți și de multe ori nebăgați în seamă sunt de data asta băgate în seamă. A inițiat legi pentru persoanele cu dizabilități, a inițiat legi pentru alocare de fonduri pentru copiii cu CES,
a inițiat legi pentru familiile monoparentale, a adus bani din opoziție pentru un primar PNL, vă aduc aminte, 1 milion de lei pentru castelul de la Medieșu Aurit, pentru că noi am demonstrat tot timpul că punem mai presus interesele județului decât interesele politice. Și pentru asta cred că sunteți recunoscători. Bineînțeles, din nou mi-a ridicat mingea la fileu, pentru că și așa este, fiecare parlamentar, prin legea bugetului de stat, poate să redirecționeze o anumită sumă de bani. Aduc amendamente. Corect. Acum, cât la sută din amendamente sunt? Corect. Acum, și vă dați seama și cred că ați și citit, pentru că Adrian Cosma a redirecționat această sumă de bani spre spitalul județean. Acum, adică... e o diferență să fii la putere sau să fii în opoziție? Haideți să fim serioși. PNL a fost la putere toți ăștia 4 ani. Noi ne-ați scos de la guvernare după 8 luni. Nu, v-am scos. Dumneavoastră v-ați aplaudat acolo și n-ați fost în stare să... Stați un pic. Deci... Ne-ați scos pentru că n-am fost de acord să girăm toate nelegiuirile voastre. USR-ul știu că a ieșit în față cu toți miniștrii și cu președinte, nu mai știu cine era. Dar s-au aplaudat pentru că au ieșit de la guvernare, pentru că nu au susținut programul de dezvoltare Angel Salini. Nu. Da, adică exact, Angel Salini pentru că a fost creat ca un mecanism să fure program de finanță. Adică vreți să ziceți că toți primarii fură? Nu, eu nu zic că toți primarii fură. Eu zic că este un mecanism lipsit de transparență și USR a ieșit de la guvernare pentru că am cerut să fie aceleași condiții ca și în cele în programele de finanțare pe fonduri europene și n-ați acceptat. Domnii de la Turz, Baciu Ion, care merge cu mașina acum pe un asfalt finanțat dar din Angel Salini, nu e bine? Sau de domnii din Valea Vinului care umblă pe asfalt? Sau cei care au canalizare? Păi nici eu nu v-am întrebat, dar susțineți niște lucruri care ba nu da, sunt adevărate. Ba da, niște lucruri foarte adevărate. Adică... Nu era vorba de obiectivele de investiție, era vorba de mecanismul de implementare mecanismul a respectivelor programe. Mecanismul a fost programe, ca fiecare da, să primărie urmărite. Să primească un să proiect. Să primească niște bani pe care poate să-i folosească după cum dorește nu, ea. Da, și da, după aia... Era vorba de nu, dar doamna proiecte. Susține că fiecare primar este hoț. Adică n-am nu poți să fiu de acord cu așa ceva. Eu n-am zis că fiecare primar este hoț. Și apropo de Turz, acolo a fost nereguli da. Mari în legătură cu sistemul de canalizare. Foarte bine că ați adus asta sistemul în discuție. Sistemul de canalizare n-a fost care finanțat prin este... Angel Salini. Nu știu dacă prin Angel Salini a fost finanțat extinderea de drumuri. Nu a fost și sistemul de canalizare. Bine, eu zic să vă mai documentați. Dar nu are importanță, nu are relevanță. Ideea era că USR-ul n-a fost de acord cu modalitatea de implementare a păi normal proiectului că n-a fost de acord când ai 50 de primari, nu ești de acord când... Partenerul tău are 1600 de primari. Adică e clar. Dar din moment ce ți-ai asumat actul de guvernare... Noi am susținut tot timpul transparență. Noi am susținut tot timpul transparență pe care voi n-ați vrut să în care există primari PNL, PSD, UDMR sunt și votanți USR, corect? Și atunci ei indirect beneficiau de aceste... proiecte de aceste bun, programe. Eu fac că vă certați, nu dar ne nu înțeleg, eu nu înțeleg cum domnul... Eu am început foarte pașnic. Cum domnul Ciucă vrea să facă alianță de dreapta fără PSD. Cu cine s-a gândit domnul Ciucă de pildă? Cu toate partidele USR-ul, de dreapta. Corect. USR-ul. Deci vreți din nou alianță cu USR. Păi ne dorim cu o alianță de dreapta cu niște parteneri care au înțeles ce înseamnă guvernarea și ce face înseamnă PNL-ul, să guvernezi. Adică să creștem numărul de secretari de stat de la 80, cât i-am lăsat în momentul în care am ieșit de la guvernare, la peste 200, așa? Că nou, asta înțelegeți dumneavoastră prin să înțelegem cum... Sunteți nu sunt într-o nicio într-o eroare, că eu știu ce vorbesc. 80 că... au fost când a ieșit USR de la guvernare. Dar ai ieșit PSD-ul, nu vă supărați. Ai intrat PSD-ul, deși PSD-ul trebuia să aibă secretarii de stat. Președinții de agenții sunt echivalent a secretarilor de stat. Și de aici numărul acesta. Secretari de stat nu sunt... Poate sunt peste 80 la ministere, însă sunt președinți. Președintele Fondului de Mediu este echivalent cu secretar de stat. Ați încărcat împreună cu PSD aparatul bugetar, că nu e adevărat, ca să vă asigurați că veți avea voturi și că aveți aparatul care vă susține. Noi avem voturi și s-a văzut la locale. Dacă dați voie, că v-am ascultat, ușor mă zgârie așa niște chestiuni pe urechi, așa și pe... pe creier. Pentru că ieșirea de la guvernarea USR-ului... Tot timpul am făcut să fie transparent, să spune doamna candidat, creți. Și când s-au cumpărat vaccinele? Știți că e o minciună, USR-ul nu a fost responsabil pentru cum...
supărarea vaccinului. Că nu mai știați dacă s-au trimis sau nu s-au trimis reglementările. Deci mi se pare un picuț absurd să veniți să faceți niște acuzații din astea gratuite când n-ați fost în stare, USR-ul n-a fost în stare să guverneze. A ieșit de la guvernare. Nu e adevărat, a fost cel mai bun program de țară, PNRR. Ați fost cei mai slabi din punct de vedere politic și administrativ. Ați preferat să mergeți cu pancardele în Parlamentul României în loc să stați la muncă, la guvernare și să vă asumați actul guvernamental. Ceea ce n-ați făcut. Să vorbim cât de bun ați fost dumneavoastră. Prin PNRR au fost bani pentru spitale. 740 de milioane de euro. Uitați-vă Partidul Social Democrat cât primari are și uitați-vă dumneavoastră cât primari aveți în județul nostru sau în țară. Cum puteți spune că dumneavoastră și USR-ul e mai bine pregătit, cunoaște administrații, cunoaște politică, dar au fugit de la guvernare. Haideți să vorbim pe cifre. Au digitalizat. Digitalizăm administrația publică locală și când s-au dat demisia, erau toți cu hârtia și cu creionul în mână să scrie demisiile. Dumneavoastră, da. Bun. Vă rog, doamna Creț. Apropo de capacitatea administrativă, da? 740 de milioane de euro. Pentru spitale din PNRR ați preferat să-i dați înapoi să spuneți că nu aveți capacitatea să implementați și după aia să luați împrumuturi pentru ei pe care românii o să-i dea cu dobândă înapoi în loc să faceți reformele. Asta în timp ce societatea civilă a construit un spital. Ați făcut un PNRR praf, l-ați negociat în așa hal încât abia a mai reușit guvernarea nouă PSD-PNL să salveze ceva din el. Discutăm acum de jalonul 3, da? Că fișa 3 care o discutăm astăzi. Ați scos multe investiții de infrastructură, le-ați scos din PNRR ca prioritate. Spuneați și de învățământ. Haideți că știm unde e învățământul și câte lucruri au fost cuprinse în PNRR. Numai după reformarea PNRR-ului au intrat aceste digitalizări și programe în care sunt atât autoritatea publică locală cât și școlile. Dotarea laboratorilor de informatică, despre asta vorbim. Nu este adevărat. Spuneți și că ați îndeplinit 13,5%, că n-am primit încă tranșa de bani a treia, pentru că n-ați fost capabil să vă asumați reformele. Nu, dumneavoastră ați făcut planul național de redresare și reziliență și noi am încercat să lucrăm după el, după ce ați făcut dumneavoastră. De-aia nu s-au reușit. Depolitizarea companiilor de stat. N-ați vrut toate consiliile de administrație. De ce nu ați depolitizat dumneavoastră când ați fost la guvernare? De ce ați părăsit barca și ați plecat? În 6 luni. Dar cine v-a pus să vă dați demisia sau să rupă partenerul? Nu v-ați asumat reformele. Partidul Social Democrat nu s-a asumat reformele în atâția ani de zile. De aia n-au venit banii din PNRR. Nu, pentru că planul național de redresare și reziliență a fost scris și negociat foarte prost. De-aia nu au venit banii. Deci nu are rost să inducem în eroare populația când încă o dată v-ați dorit la guvernare, ați fost la guvernare, v-ați certat cu toată lumea, ați ieșit de la guvernare și atâta s-a putut. Nu e adevărat. Da, probabil sunteți încă la guvernare, numai că telespectatorii nu mai știu. Nu, am fost scoși de la guvernare. Haideți lăsați. Nu mai mințiți și cu vaccinurile. Știți foarte bine că... Acolo este un dosar din câte știu eu. Da, și care s-a fost clasat, pentru că fără lipsa faptelor. Cum fapte s-au luat? Da. Adică primul ministru a fost responsabil de achiziția vaccinurilor. Vlad Voiculescu nu a avut nicio atribuție. Nu. Despre ce vorbim? Ca ministru nu ai nicio atribuție. Cum să nu ai atribuție? Tu ca ministru dai mai departe necesarul de care ai nevoie. Nu, dar achizițiile au fost semnate și de ministru. Primul ministru nu avea de unde să știe că trebuie la nivel național X. 6 doze pe cap de locuitor. Ministerul Sănătății înaintează un HG prin care își asumă câte trebuie. Necesarul cine îl face? Că necesarul face cineva. De la Ministerul Sănătății, clar. Nu poate face de la Ministerul Transporturilor sau de la Economie. E clar că... Să știți că și dacă se făcea de la transportul sau din altă parte, cred că numărul tău mai mic era, nu era atât de mare. Bine, acum că tot vorbim de Planul Național de Redresare și Reziliență. E clar că este un lucru benefic pentru România și această sumă de 29,2 miliarde de euro este ceea ce trebuie României la ora actuală, pentru că vedem că se întâmplă lucruri, atât pe Ministerul Mediului, unde avem programe pe tot ce înseamnă deșeuri, apă, canal, atât de
necesare și, bineînțeles, pe împăduriri. Pentru că cu toții ne dorim să împădurim România și să ajungem și noi, țările vestice, la tot ce înseamnă gradul de împădurire. Însă trebuie să recunoaștem că acel plan de naționare și redresare la acel moment a fost scris de către ministrul Ghinea. Da, așa este. Bun. Scris de el, nu mai știu cum a fost scris, asumat, neasumat, însă jaloanele și țintele, care minister și-a dus aportul, jaloanele și țintele trebuie asumate și făcute de fiecare minister în parte. Iar aici, că Ministerul Sănătății nu și-a făcut treaba, asta așa este. Pentru că scuze putem găsi, însă am avut acele sume la dispoziție pentru a face acele spitale regionale atât de necesare. De ce s-a renunțat la ele, asta poate ne va zice colegul nostru. Însă cred că dacă era un ministru care era competent și își făcea treaba, nu se renunța la acele spitale regionale, pentru că, iată, din păcate, sistemul de sănătate din România și cel din satul mare, din păcate, au lipsuri și e nevoie stringentă de investiții în domeniul sanitar. Da. Vreți să răspundeți, domnul Crăciun? Da, desigur că Partidul Național Liberal a fost la guvernare. Da. Vă spuneam, atât cu USR-ul, da, cât și cu Partidul Social Democrat. Știți foarte bine că s-a discutat mult despre acele proiecte regionale a spitalelor. Da. Cred că trebuie continuat ideea și sunt sigur că se va găsi o soluție de finanțare astfel încât să fie măcar unul pe regiune în următoarea guvernare, chiar dacă, din punct de vedere financiar, poate nu va fi o perioadă foarte liniștită, dar încă o dată vom vedea, să vedem cum terminăm anul, cum va fi deficitul, care vor fi țintele noului guvern și, păi, normal că domnule nu va Crăciun, fi. Domnule Crăciun, banii i-ați promis din împrumuturi. Ați refuzat să luați bani din PNRR pe gratis și veți să le faceți din împrumuturi pentru care plătim să induceți în eroare. Dar, dumneavoastră ați adus bani de acasă sau colegii dumneavoastră au dus bani de acasă? Nu, dar uitați, datoria publică din PIB, 53% PSD-ul. Acum și în perioada când USR a fost la guvernare, cât s-a? Nu atât. Păi nu atât, sigur că acum, în momentul de față, toate datoriile astea adunate publice sunt în momentul de față. Știți foarte bine ca și mine că premierul Ciolacu folosește fondul de rezervă a guvernului ca pușculița personală de împărțit bani. Exagerați. Da, nu exagerați. Adică pușculița personală să împartă bani la OAT-uri, nu? Exact. La OAT-uri. Păi da, cetățenii nu au dreptul la o viață mai bună, la o calitate vieții mai bună. Dar cetățenii conduși de primar PSD? Nu a spus asta. Dumneavoastră spuneți. Este premierul României și se comportă ca atare. Nu este premierul unui partid sau altui partid. Adică vreți să ziceți că alocă în mod egal către toate OAT-urile conduse de către primar? Eu sunt sigur că legislația este una pentru fiecare OAT și pentru fiecare culoare. Acum, sigur că dacă experiența și expertiza unui primar nu poate sau nu se ridică sau poate nu este eligibil. Cu toate astea, fiecare UAT a primit o sumă de bani. Sigur că dacă dumneavoastră nu aveți primar sau acum aveți un primar, nu o să vă puteți compara cu celelalte partide care au mult mai multe, au zeci de primari. Nu puteți compara, că nu pot fi sumele la fel. Și nu este bugetul României, nu îl împarți ca la farmacie la gramaj. Îl dai în funcție de mărimea UAT-ului, de investiții, de priorități și așa mai departe. E ușor să spunem, să vă asumați. Așa a fost prima dată când ați intrat în Parlamentul României. Ați dat în toată clasa politică, chiar dacă construise. Evident că nu cu viteza cu care și-o doresc toți cetățenii acestei țări. Și eu aș fi vrută și mă gândesc și dumneavoastră și colegul de platou să se dezvolte România asta mult mai rapid. Dar ați venit, ați dat cu noroi în tot ce au făcut cealaltă partide, primarii. Ați urcat foarte bine. Oamenii și-au dat seama că a fost doar vorbe în vânt. Nu e adevărat. V-am văzut la guvernare. Eu pot să vă spun ce am făcut eu. Dar nu vorbesc de dumneavoastră. Ba da, vorbim de partidul, din partidul dumneavoastră, din care faceți parte. Eu n-am vorbit aici personal de niciunul, în afară de nominalizarea candidaților. Noi vorbim de partid. Eu candidez de politica partidului. Exact. Azi, sigur că despre asta trebuie să discutăm. Eu candidez la Senat, da? Eu, fără să am rol în executivul județului, da? Eu am adus bani pentru școala din Tășnad. Eu am ajutat persoanele alea de la primărie să scrie proiectul de finanțare. 1.000.000 de euro. Felicitări! Da, mulțumesc! Înseamnă că ați acumulat experiență în mandatul de consilier local, astfel încât să puteți scrie și ajuta. Este un lucru bun.
Așa facem și noi, cu toții, fiecare din funcțiile și demnitățile asumate, încercăm să ajutăm comunitatea și să ne facem treaba acolo unde suntem, unde am depus jurământ. Este absolut normal acest lucru. Da. Da, dumneavoastră câți bani ați adus pentru județul ăsta? Că sunteți consilier sau pentru municipiu? Ce ați făcut pentru municipiu? Că sunteți consilier local de o grămadă de ani. Ce înseamnă o grămadă de ani? Mult, doamna, nu știu, al treilea mandat sunteți, nu? Doamna, crezi. Sau al patrulea mandat. Că, am crezut că totuși ați învățat ceva în patru ani de politică a USR-ului și discutați despre proiecte, despre cetățeni, nu despre dumneavoastră personal sau de ce ați reușit dumneavoastră personal cu floare nu să face primăvară. Este foarte bine că ați ajutat. Dar nu este suficient. Partidul Social Democrat a reușit să majoreze pensiile. A reușit să facă primul pas în Schengen. Cu ce costuri? Dumneavoastră să înțeleg că spuneți că nu este bine că s-au majorat pensiile. Nu, eu am întrebat pensiile. Cu ce cost? Păi, asta vă spun ce și eu. Ce va urma din 2025? Premierul Ciolacu a zis vom vedea. Nu vom crește taxele. Deci, în documente trimis Comisiei Europene. Salariul minim pe economie, salariul minim european, toate aceste lucruri sunt adoptate de guvernarea PSD. Adică dumneavoastră spuneți Partidul Social. Poftim? Da, ați îngropat mici antreprenori prin taxe și impozite și PFA-urile. Nu este absolut deloc de acord. Nu sunt de acord cu dumneavoastră și este iarăși o minciună. Nu vedeți firme care funcționează? Nu vedeți firme care funcționează? Vedeți și vorbiți cu antreprenori. Nu spuneți mie, că eu din 19 ani am lucrat. Nu spuneți dumneavoastră, au omorât. Adică este normal ca să ținem angajații cu un salariu minim pe economie sub coșul minim de consum? Nu este vorba de salariu minim. Partidul Social Democrat a fost singurul partid care a majorat salariul minim pe economie după Revoluția din 89. Că ați fost la guvernare 30 de ani. De aia. Cu tot dumneavoastră. Dumneavoastră ați fost și ați fugit de responsabilitate. Și va fi greu să mai ajungeți, după cum văd că țineți aceeași linie de scandal și dar de a da cu noroi în toată clasa politică și în toți politicienii. Să fiți constructivă. Cu vaccinurile, hai să fim serioși. Bun, dar trece la vaccinuri, că nu are. N-are. M-a antrenat un pic și da, fiecare. Da, da. Eu aș vrea să vorbiți puțin despre câteva obiective pe care le are partidele noastre pentru Satu Mare și sigur și pentru țară. Dar în principiu pentru Satu Mare și apoi mai discutăm dacă vom mai avea timp și despre politica pe care vreți să o promovați. Bineînțeles, colegii mei care și-au asumat această candidatură vin cu proiecte concrete pentru tot ce înseamnă județul Satu Mare. Că ne referim la sănătatea din Satu Mare, unde ne dorim ca Consiliul Județean Satu Mare să nu mai renunțe la proiecte atât de importante și de necesare populației din județul Satu Mare, așa cum au făcut-o și au renunțat la acel cod de clădire nou, pentru că motivele le știe numai domnul președinte Pataki. Cred că va trebui să-l întrebați de ce a renunțat. Atunci când ai o finanțare, faci în așa fel încât să duci proiectul la capăt. Deci ne vom apleca asupra sănătății sătmărenilor, pentru că este importantă, asupra educației. Ne dorim ca fiecare școală, fiecare UAT să beneficieze de masa caldă, pentru că e important, mai ales în comunitățile în care lumea nu își permite poate să-i dea copilului un sandwich la școală sau un corn cu lapte. Iată, aceste lucruri sunt foarte importante și este în vizorul nostru acest lucru. Ne mai vorbim de tot ce înseamnă parcuri industriale în județ. Vedem că, din păcate, pe această componentă nu stăm foarte bine. E nevoie să aducem antreprenori în județul Satu Mare. De ce în județul Bihor se poate face performanță și la noi nu se poate? Pentru că domnul Ilie Bolojan a înțeles că este important să oferi o infrastructură necesară celor care vor să vină în județul tău. Să le oferi, bineînțeles, facilități și să-i aduci aproape de administrație, să-i aduci aproape de comunitate. Pentru că dacă aduci noi firme în județ, bineînțeles că cu toții vom avea de câștigat. Pe partea de agricultură, avem nevoie de aceste, putem să le spunem, containere frigorifice mai mari. Depozite frigorifice, am avut un lapsus, bineînțeles. Da. Unul la Halmeu, unul pe partea Pișcol, pentru că știm la cu toții... La ceva, nu? Știm cu toții... Este o hală deja? Păi, o hală, o mică hală, însă e nevoie de o viziune pe plan județean.
Și la fel ca și în campania de la locale, Partidul Național Liberal a venit cu această viziune a întregului județ. Ducem lipsă pe tot ce se întâmplă pe partea de turism. Chiar săptămâna trecută am primit delegația la minister a domnului ambasador din Azerbaijan. Și dintr-o discuție în alta, știți ce ne-a zis? Că el a fost în Maramureș și a băut pălincă. Pentru că ei au știut să se promoveze, da, și da. Eu, de 2 ani de când sunt în București, merg la târgul de turism de la Romexpo. Din păcate, județul Satu Mare nu participă la aceste unde târguri. Unde n-avem nici pensiuni. Știți că într-o localitate mică, într-un sat breb, cum ar fi din Maramureș, păi, sunt da, cu 100 de pensiuni. Da, dar spuneți-mi cu ce e diferit Maramureșul istoric da, de țara Oașului. Ideea este că pensiunile sunt făcute de oameni de particular. Nu poate veni bun, da, administrația locală să se construiască poți face un parteneriat public-privat în care vorbim de parlamentar, vorbim de legi în special. Da, da. Păi bineînțeles să faci legi. Nu am adus bani. Astea sunt alte. Prima dată legislația trebuie... Da. Păi bineînțeles, acum cred că cel mai important proiect de lege pe care l-a inițiat domnul președinte Adrian Cosma este cel cu interzicerea jocurilor de noroc, care cred că este un flagel care afectează foarte multă populație. Și vedeți că a fost de real succes, care bineînțeles după aceea a fost îmbrățișat de toate partidele. Este, cred că, peste tot ce înseamnă consumul de droguri, această dependență, adicție de jocurile de noroc. Cred că este o reușită de care... La guvernare PSD. Interzicerea publicităților jocurilor de noroc. Publicității și după aia s-au scos în localitățile mai mici de 15.000 de locuitori. Deci eu cred că este un lucru de care fiecare dintre noi ar trebui să... Deci vedeți, guvernarea PSD, PNL a făcut și lucruri bune. Pe bineînțeles că... Deci era asta e guvernarea PSD. Păi nu, acum vorbeam despre ce a făcut candidatul. Domnului Cosma. Acum, dacă vorbim despre PSD-PNL, cred că ar trebui domnul Căciu, care este cel care se preocupă de tot ce înseamnă Planul Național de Redresare și Reziliență, să-și facă treaba și să vedem de ce nu s-a plătit cererea de plată numărul 3. Eu cred că ar trebui să întrebați ministrul finanțelor. Da, că domnul Căciu a susținut o conferință de presă de o oră și a răspuns întrebărilor, dar i-a lăsat și domnului Boloș posibilitatea de a explica dânsul. Coordonatorul de reformă în tot ce înseamnă Planul Național de Redresare și Reziliență este ministrul Căciu. Da, dar fiecare are resortul lui, că nu o să intre la transportul. Știe ministrul transportului ce priorități sunt acolo. La fel. Nu, fiecare are... USR-ul a fost responsabil. Fiecare minister are o țintă și un jalon. Negociat. Acum fiecare noi l-am renegociat. Noi l-am renegociat. Bun, continuăm cu prezentarea câtorva obiective, doamna Creț. Noi avem în programul nostru măsuri pentru fiecare tip de contribuabil, ca să zic așa. Avem măsuri pentru angajați și cel mai important, tăierea taxelor pe salariu. România este pe primul loc în Europa la taxarea asupra muncii, 42% din salariu se ia acum de către stat. Da. Și venim cu soluții cu 500 de lei în plus pe lună pentru fiecare angajat, 1000 de lei în plus pe lună pentru tinerii sub 29 de ani. Vor primi acești bani? Sau vor rămâne din taxele pe care le plătesc. Scăderea taxelor. Scăderea taxelor. Și la fel pentru fiecare familie cu unul sau mai mulți copii. După aia, pe partea de educație, noi susținem depolitizarea învățământului prin desființarea inspectoratelor școlare, adaptarea curriculei la ceea ce înseamnă realitățile zilei de astăzi, astfel încât copiilor să le fie dezvoltată gândirea critică, inițiativa. Așa și, evident, și noi avem partea de masă caldă și noi ne dorim extinderea acestui program la toată populația școlară a țării, ca să zic așa, și pe lângă gimnaziu, da? La gimnaziu, până în clasa 8-a. Da. Și pe lângă asta mai este și partea de copii cu CES. Vrem ca acestea să fie integrați mai bine, să aibă consiliere specifică, astfel încât să poată să se dezvolte în școala, cea mai apropiată școală de lângă casă. Apoi, în ceea ce privește sănătatea, unul dintre cele mai importante puncte ale noastre este introducerea unui pilonului 2 al sănătății, așa l-am numit noi, ceea ce înseamnă că din salariul fiecărui angajat, o parte va intra într-un fond care va fi la dispoziția acesteia pentru investigații medicale. Asta înseamnă că în limita 2220 de lei pe an,
fiecare angajat care contribuie la fondul de sănătate va putea să folosească acești bani cumva pentru propriile lui investigații, când are nevoie. La cererea medicului de familie? Da, sau, evident. În urma unei consultații la medicul de poate familie? Poate să aleagă între privat și stat. Da. Aceasta va pune presiune suplimentară pe Casa Națională de Asigurări de Sănătate să-și îmbunătățească serviciile și va deschide, va liberaliza un pic piața și a asigurărilor de sănătate. Da. Domnul Crăciun? Da. Sunt idei foarte bune, le-am ascultat la colegii mei de platou, dar trebuie să reamintim că parlamentarii, fie deputați sau senatorii, ei sunt legislativul României, ei fac legile. Da. Și tocmai în acest context trebuie reamintit că 70%, 72% din legislația României este transpusă din directive europene. Și se mai pot face, evident, adapta contextului național și în funcție de prioritățile României, că fiecare țară are prioritățile ei. Sigur, candidații Partidului Social Democrat, ați văzut probabil și în spațiu public, au spus încă de la primele conferințe de presă din pre-campanie, își doresc și ne dorim cu toții un stadion sau o bază sportivă cu un stadion mare. Cred că sportul a fost lăsat prea mulți ani în urmă. De asemenea, ne dorim tot pe partea sportivă, așa, ca să trecem un pic prin toate, o sală pentru not. Pentru că avem, știți foarte bine, mulți doritori și de performanță au încercat la un moment dat acolo unde s-a putut și unde s-au închiriat, că erau două locuri în care se putea face not. Sunt doritori. Cred că este dreptul cetățenilor sădmărenilor să beneficieze de acest lucru. De asemenea, ne dorim redarea ștrandului la cetățenii municipiului Satu Mare, pentru că trebuie făcute toate demersurile necesare și suficiente. Ați putea da un termen pentru redeschiderea ștrandului, un lucru care e foarte așteptat de pensionari, sincer. Este. Vă spun este probabil că am primit și telefoane, o grămadă de telefoane și chiar m-am rugat câțiva pensionari să întreb dacă tot fac emisiuni electorale, dacă cineva are curajul să dea un termen pentru redeschiderea ștrandului. Acum, nu e vorba de cineva, ci fiecare cu puterea pe care o are și în funcție de locul pe care îl ocupă în administrația publică locală sau centrală. Eu sunt sigur că în acest mandat ștrandul trebuie să se redeschidă. Doar că nu este vorba numai despre predarea ștrandului către OAT-uri, abia apoi o să înceapă expertizele cu clădirile care au fost făcute, cum au fost făcute. Apa va fi o problemă și cu apa termală, fără să intrăm tare mult în detalii, dar eu sunt sigur că acest mandat se va rezolva. Este, așa cum a spus dumneavoastră, o îngerință și o cerință prea a multor oameni, da, astfel încât să lăsăm să nu fie realizată. De asemenea, pe partea de sănătate, cred în continuare că este nevoie de a se construi în continuare. Dacă nu spital, măcar câte un corp din când în când trebuie. De asemenea, tehnologie adusă, tehnologie nouă. De ce unii medici preferă să plece din Satu Mare, chiar dacă rămân în țară? Haideți să vedem și aici. Cred și sunt convins ca orice domeniu că se poate îmbunătăți. În învățământ, păi spunea colega mea de politizare, păi deja este a fost un proiect de hotărâre de guvern prin care învățământul să ajungă sub conducerea Consiliului Județean. Să vedem dacă se va implementa în prima parte a anului următor sau nu. Cred cu tărie că este necesară o astfel de abordare, dar pentru asta trebuie stabiliți niște indicatori clari, pentru că nu e aproape imposibil să scoți un elev de 10 când profesorul sau unii sau profesor cu o notă mult mai mică. Deci, uite, sunt multe lipsuri, dar încă o dată și subliniez acest lucru pentru că, sigur, cresc cheltuielile, că și veniturile nu trebuie lăsate în urmă.
trebuie să avem foarte mare grijă. Mă bucur nespus că se va adopta salariul minim european. Nu vom putea fi rămași în urmă față de celelalte state membre, pentru că noi așa la cheltuieli multe, suntem la egalitate cu multe state membre, dar la venituri suntem codași. Cu toate aceste măriri, chiar dacă mai spun unii, domnule, s-au împrumutat, dar s-au împrumutat pentru multe lucruri în România în decursul anilor, dar nu trebuie uitat niciodată, politica o faci pentru oameni și administrația. O faci pentru oameni și cu oameni. De aceea, oamenii care nu sunt serioși și care nu pun umăr la dezvoltarea acestei țări, acestei comunități, acestui UAT sau altor UAT, sigur că în timp oamenii vor vedea care sunt capacitățile lor, ce au promis și ce au făcut. Da. Doamna Crespe, de altă parte, spunea că ar putea scădea taxele și astfel oamenii să aibă mai mulți bani în buzunar, dar n-ați fost de acord cu, sau mă rog, ați întrebat retoric pe domnul Crăciun, de unde bani pentru majorarea pensiilor? De unde bani dacă vor veni mai puțin la stat, de exemplu. Vreți să creșteți taxele și impozitele? Nu, dumneavoastră ați spus că veți reduce taxe și impozite. Da, pentru că asta vine doar, nu vine reducerea de taxe, vine și cu o reformă al aparatului administrativ. Noi asta avem și în programul de guvernare. Chiar una dintre măsuri este desființarea agențiilor și institutelor care nu produc, care da, nu au valoare adăugată. Dați-mi un exemplu de agenție care ar trebui desființată și va răspunde domnul Beșeni, dacă e... Despre ce părere are așa. O agenție care nu și are rostul din punctul nostru de vedere. Știu că sunt multe, Casa sunt de foarte Comerț multe Unirea. Agenții. Cum? Casa de Comerț Unirea. Casa de Comerț Unirea. Acum, cu Casa de Comerț Unirea este o afacere pesedistă. E clar, pentru că ați văzut ce a declinat-o. Nu, dar ați văzut, adică și eu ce am citit din presă, adică da. Ce s-a întâmplat acolo e cu... chiar halucinant. Dar e o agenție? Că... E o agenție asta? Păi nu-i... e o... Da, o entitate agenție. Care asta, are sute de angajați sau cum? A, deci e a statului român sau Partidul Social Democrat? Nu este... Păi e o invenție a PSD, dar... Acum, este PSD în subordinea Ministerului Agriculturii. Pe Planul Național de Dezvoltare dacă 1. Are, acum mai bun? Are sute de angajați. Acum mai bun pe RRL. Planul Național de Dezvoltare 1 și 2. Nu știu dacă le-ați prins dumneavoastră, dacă făceați administrație sau politică atunci, dar după aceea s-a dezvoltat România după aderarea României la... E clar că colegii de la PSD și din câte am văzut, tot ce e bine și arogă și tot ce nu e bun se dezic. E clar că și tot am înțeles că Marcel Ciolacu dă din buzunarul lui. Cum dădea domnul Câțu, gol la statul mare. Exact așa de și adică stai un pic să vedem o decizie de din guvernul guvernamental, da. Adică nu dai, nu tu ai ridicat. Guvernul României. Guvernul României. Atunci când, pentru că este un tripartid care cred că odată la 2-3 luni se reunește, din care face parte primul ministru, fac parte Ministerul Finanțelor, Munca și sindicatele și patronatele. Acolo unde se discută aceste subiecte atât de sensibile pentru România. Și pe de o parte își spune viziunea despre acest lucru cei din patronate, cei de la sindicate și bineînțeles vine guvernul să spună și el punctul de vedere dacă se poate face această creștere sau nu. La ultima ședință de acest gen am participat și eu, unde împreună s-a hotărât această majorare. Deci aceste lucruri se iau de comun acord, nu ia o persoană sau un ministru. Aceste lucruri se iau într-un guvern, pentru că așa e condus România, da. E condus de un guvern ales politic pe baza voturilor pe care le obțin în deci Parlament. Deci majorarea pensiilor n-a făcut-o PSD-ul. Acum ei se laudă guvernarea PSD. Dacă ne uităm în ultimii ani, când a fost PNL la guvernare, a ridicat mai mult pensiile decât cei de la când PSD. A fost ministri, când a fost premieri de stânga, atunci s-a majorat salariile minim pe economie. Păi eu cred că ar trebui să vorbim despre investiții și nu despre alte lucruri. Vorbim de toate. Știți dumneavoastră, din asta vine creșterea. În toate. Știți foarte, mi-aduc aminte, Partidul Național Liberal, domnule, creștere pe consum, că se consumă mult. Păi și nu e bine când se consumă?
Este bine. Avem alte, ar trebui să avem alte priorități. Agricultura României. De creșterea economică să nu fie creșterea bazată economică să nu pe consum. Nu numai pe consum. Nici numai pe consum. Cine a condus Ministerul Agriculturii în ultimii 30 de ani? Cel mai mult. De la ce partid? S-au făcut eforturi și uitați, astăzi subvențiile sunt date la zi. De ce în Planul Național de Redresare și Reziliență nu există irigații pentru în alți ani agricultori? Subvenția nu venea, nici măcar acea subvenție. Chiar dacă s-a mărit între timp, acum reușește guvernarea, reușește să aducă la exact când le trebuie, la agricultori. Ce voiam să vă spun? Noi trebuie să producem zeceața din aur de hale industriale, de parc industrial, de containere, da, sau cum ați spus, frigorifice, depozite frigorifice. Da. România are nevoie de reindustrializare complet, așa cum spune Marcel Ciolacu, cum spun socialdemocrații, pentru că noi nu mai procesăm. Uitați-vă la al meu, de multe ori sunt duse căpșunile de la noi în altă parte din țară și se întorc ambalate tot la noi. Problema e că ducem greu și aducem biscuiți. Da, și asta, altceva. Și asta. Adică, da, trebuie să de aceea trebuie să-i procesăm aici. Dar politicile și viziunea pe Ministerul Agriculturii, cine face? Acum a spus că hotărârile să iau în coaliția de guvernare. Stați un pic, Ministerul Agriculturii trebuie să vină să pună pe masă. Uite, vreau să fac asta, asta și asta. Da, sigur. Și de ce nu se face? Nu au fost făcute progrese ultimele ani? Creștem numai stuf și... Haideți, acolo lăsăm oamenii care sunt de meserie să se ocupe, dacă e sau nu e. Că deocamdată domnul ministru și-a făcut treaba, domnul Daia înainte la fel, oameni apreciați, oameni care sunt foarte apreciați de cei care lucrează în agricultură. Nu neapărat de oameni care stau pe aici, pe acolo și spun, domnule, uite, ăla n-a făcut, ăla cu cormorane, care s-a dovedit că a fi o chestie normală ceea ce a spus și chiar periculoasă pentru cei care trăiesc din pescuit, de exemplu. Corect, a fost și știu discuția, însă cred că problema cormoranilor era una care nu trebuia atât de mult mediatizată. Trebuia să ia anumite măsuri și trebuia să se axeze pe lucruri importante pe care trebuie să le facă statul român și Ministerul Agriculturii în speță. Nu face neapărat guvernul și ministrii. Au spus într-o conferință, de acolo e preluată, se răstogolește. Tu ca și ministru, când faci o declarație politică publică, da, ți-asumi că va fi rostogolită, adică poți să eviți anumite lucruri pe care nu. Cum îți asumi că va fi rostogolită? Tu ești ca demnitar și spui nației, uite ce vreau să fac sau uite ce am făcut. Dar nu poți să zici că cea mai mare problemă a ministerului sunt cormoranii. Nici adică... pe departe. Păi asta a fost între multe alte declarații. Cea mai mare problemă sunt cormoranii? Nu, nici pe departe. A adus în discuție acum. A fost un subiect exotic care a acaparat care să ia fața de la alte subiecte care trebuiau discutate. Da. Am vorbit despre obiectivele pe județ, bun, și despre... Însă fiecare ați adus în atenție faptul că trebuie redus aparatul bugetar, nu administrativ, deci nu administrația locală neapărat acolo e problema, ci la nivelul ministerelor, că sunt foarte mulți secretari de stat, că aparatul e umflat de agenții care nu și-au rostul. Doamna a dat exemplu, să zicem, Casa Unirea. Bun, ce părere aveți? Cum se poate reduce numărul bugetarilor? Să vă dau cel mai bun exemplu. Da. Acum la Ministerul Mediului, sunt 4 secretari de stat. Când a fost ministru UDMR, au fost 7. Deci nu, asta este o discuție cu prea mulți, prea puțini. Cred că trebuie să vedem să fie eficienți care sunt puși acolo în slujba cetățenilor. Pentru că vă dau alt exemplu, administrația Fondului pentru Mediu, care are un buget foarte mare și finanțează proiecte pentru UAT-uri. Aceștia nu mai pot să angajeze oameni pentru a evalua proiecte. Avem tot ce înseamnă blocate posturile, da? Avem tot ce înseamnă eficientizare energetică, adică clădiri care se pot reabilita, iluminat public, care nu sunt evaluate de un an pentru că nu au capacitate, pentru că au multe programe și proiecte. Ăsta e doar un exemplu. Adică trebuie să ne uităm de unde tăiem și de unde nu. Cu ce ne lovim la Ministerul Mediului? Avem pe Plan Național de Reziliență 4 miliarde de euro pe partea de Ministerul Mediului, din cei 30 pe care are România. Din păcate, nu putem angaja, mai mulți colegi au plecat la Ministerul Fondurilor Europene, pentru că sunt salarii mai mari, și atunci noi am rămas cu aceleași proiecte, însă cu oameni mai puțini. E clar că e nevoie de anumită
anumite măsuri care trebuie luate, însă trebuie luate cu capul și gândite. Măi, unde trebuie anumiți oameni angajați și unde trebuie dați afară? Evaluarea proiectelor, aici că sunt anumite instituții. Că sunt anumite instituții care nu și-au rostul, probabil să fie. Eu nu știu dacă doamna Creț știe, poate ne va da exemple. Eu, cel puțin la Ministerul Mediului, nu ne-am lovit de astfel de instituții, pentru că ne uităm la APM-urile locale. Nu sunt mulți, sunt 12-13, dar care fiecare OAT, fiecare proiect mare pe care vrei să-l faci, trebuie să-ți iei acordul de mediu, că vorbim despre arii protejate. La fel, sunt 2-3 angajați, adică nu sunt mulți. Bine, acum se vor comasa că se face o reorganizare. Tocmai facem reorganizare pentru a fluidiza tot ce înseamnă acest parcurs al documentelor. Ce reorganizare? În ce sens? Ce se unește? Fiecare minister trebuie să facă reorganizare. Da. Deci APM-urile rămân? APM-urile se vor uni cu ANPM-urile. Va fi o singură instituție. La fel cum vorbim și despre apele române. Și acolo, dacă vrei să faci ceva, trebuie să ții avizul de la apele române. Deci nu putem vorbi că sunt mult prea mulți într-o instituție sau alta. Hai să vedem ce fac exact. Pentru că ne lovim iarăși ca săracii cei de la Pechea care a venit apele peste ei. Și ce facem? Adică numai să aruncăm că prea mulți, ce rezolvăm? Nu rezolvăm nimic. Haideți să vedem fiecare la locul lui să-și facă treaba. Tu dacă ai 5 oameni în subordine, bun, deci, asigură-te că îți faci fiecare treaba. Nu sunt prea mulți bugetari, nu trebuie redus aparatul administrativ? Eu zic că trebuie să se facă un bilanț. Analiză. Cât sunt? O analiză concretă de ce are nevoie aparatul de stat, ce proiecte avem în derulare și să nu lezăm cumva aceste departamente unde e necesară resursa și sunt necesar oameni. V-am dat aceste două exemple atât de importante, adică comunități stau să fie evaluate aceste proiecte, aceste programe, să vină banii, acei bani pe care au atât de mare nevoie, dar nu pot să vină pentru că momentan nu putem să angajăm și nu sunt oameni care să evalueze. Se discuta la un moment dat de externalizarea evaluării proiectelor. Bun, hai să vă zic altceva. Avem tot așa, am externalizat un proiect, dar nu sunt în piață specialiști care să-ți analizeze acele documente. Și atunci ce faci? Trebuie să te întorci tot la ai tăi. Deci e un ciclu, e un cerc vicios în care cel care conduce acel minister, acea unitate, trebuie să ia cele mai bune decizii. La un moment dat, da, trebuie să ia anumite decizii care nu sunt pe placul oamenilor, însă am înțeles. Trebuie USR spunea că după ce a plecat de la guvernare, numărul bugetarilor a crescut foarte mult. Da. Da, și noi, eu acum sunt de acord cu colegul meu. Da, într-adevăr, este nevoie o analiză. Și de fapt să se vadă cine își face treaba și cine nu. Și cine nu, să plece. Că până la urmă asta lipsește din sistemul public. Evaluarea performanțelor. Domnul Crăciun. Da. Cea mai mare resursă a țării este resursa umană. Eu cred că odată cu digitalizarea instituțiilor publice, automat și numărul aparatului bugetar, să spunem așa, doar că nu doar bugetar, și administrativ, cred că va suferi așa oarecare relaxare, pentru că digitalizarea a început. Sunt deja instituții care sunt în curs de, chiar am văzut, chiar sunt implicat într-o chestiune din asta și probabil va lăsa câțiva oameni pe lângă. Dar, într-adevăr, cel mai important este o analiză a indicatorilor de performanță. Lucru care ar trebui să se facă și la administrația locală și centrală, dar nu se face. A fost luat în discuție această chestiune în vederea modificării legii salarizării personalului din bani public, dar până la urmă a trecut fără acești indicatori de performanță, având alte criterii la bază, criterii care nu știu dacă totdeauna au fost performante sau nu. Doar că a avut o vechime într-o funcție, nu trebuie să-i permită să iasă salariul mai mare decât altul care este cu o vechime mult mai mică, dar muncește de 3 ori mai mult. Și știm foarte bine că se întâmplă astfel de chestiuni. Da, eu încă o dată, sigur, nu-i total neplăcut să dai oameni afară, dar guvernul României, indiferent din ce partid ar fi format, trebuie să se asigure că este eficient.
și că cheltuielile cu acea eficiență trebuie să fie în balanță cu alte state. Nu putem fi noi mai aparat mai mare sau mai mic pe cap de locuitor față de alte state membre a Uniunii Europene. Și sunt sigur că și în această direcție vor fi măsuri în următorii 2 ani, care vor fi 2 ani poate interesanți financiar. Da, am căutat, sunt 256 de agenții. Da. 256 de agenții. Încep să mă uit peste ele, dar eu cel puțin știu că este o agenție pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați. Bun, dar așa aici vorbim de 200 de agenții, 256. Dar poate sunt cu 6, cum ai protejate, câte 2-3 pe județ. Păi, haideți că... Dar bine, dacă ei n-au activitate, chiar dacă sunt 2-3 da, pe județ... Au activitate. Dacă 2-3 pe județ și 42 de județ, deja sunt 100 de oameni în plus care sunt plătiți. Da, nu, dar au... Păi da, dar ai nevoie de avizul de la are protejate. Au lege care trebuie să răspundă acele două persoane. Hai să nu mai facem agenție dacă sunt multe agenții. Hai să vedem, Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic. Ce poate face? Centrul Național pentru Reducerea Riscului Seismic. În primul rând, cred că cercetare și... Acum trebuie să vedem și câți angajați are și unde, adică... Vorbim de agenții care au 100, o agenție 100 de angajați. Păi, domnule, 100 de angajați împărțiți la 40 plus sectoarele. De ce trebuie o agenție națională pentru deșeuri radioactive? De ce trebuie o agenție națională? Deci, da, încă o dată, e agenție națională. Se poate numi altfel. Dar faptul adică că au un număr mic de angajați. Dar asta nu înseamnă că sunt eficiente sau că merită să existe. Nu vorbeam de eficiență, că nu știu câți angajați sau ce venit, fau venituri unele agenții, venituri proprii, altele finanțează și alte instituții. Nu cred că ăștia cu deșeurile radioactive autofinanțează. Acum hai să fim serios, sau cu egalitatea de șanse între femei și bărbați. Nici aia n-au cum să se autofinanțeze. Păi n-au, dar cred că e un domeniu important pentru România și pentru, mai ales pentru doamnele și pentru... Doamna Creț, domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezența de noastră în studioul Informația TV. Vă doresc succes în campania electorală. Să auzim de bine la 1 decembrie. Mulțumim. Stimați telespectatori, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare cu Informația TV. Numai bine!